Pe 20 septembrie se va ține licitația, în urma căreia primăria Suceava va contracta un credit de 50 de milioane de lei. Primarul Ion Lungu a subliniat că gradul de îndatorare al municipiului, cel de 15%, nu este unul mare. Edilul, șef al municipiului Reședințe de Județ, a explicat și ce investiții importante vor fi finanțate din această sumă. Vreau să spun că suntem mici la aceste credite în toate localitățile mari, orașe mari din România, pentru că sunt în Comisia de Împrumuturi și știu eu, în vârstă de 10 milioane de euro, sigur nu se poate face dezvoltare fără creditare, nu se poate face asigurarea cofinanțarea fără creditare și așa mai departe. Eu zic că acești bani pe care noi aveam aprobat în Consiliul Local și gradul de îndatorare rămâne la 14-15%, vrem să folosim în primul rând la ruta alternativă 25 milioane de lei, la ruta alternativă Suceava-Botoșani, așa cum se știe, a fost licitația, mi-aș dori să deliberez cât mai repede, este o licitație grea, cu foarte mulți, doi ofertanți și foarte mulți subcontractanți. Eu sper că în perioada următoare să avem un câștigător acolo, să putem începe lucrările. Și a doua jumătate din sumă, 25 milioane de lei, așa cum am spus, pentru parcarea supraterană de lângă primărie. La fel, începem această parcare banii primăriei, vedem dacă putem să o prindem mai departe, să o lipim de acel proiect de sensuri unice, când va fi cazul, pentru a fi finanțat de fonduri europene. Deci e un lucru destul de important să avem acești bani, să putem demara două lucrări importante din orașul nostru.